Să nu pierdeți nădejdea mântuirii voi, cei care trăiți după lege cu femei și educați copiii și nu căutați să vă despărțiți de ele, împotriva poruncii dumnezeiescului Pavel, care spune: legatul tăi cu femeie, nu căuta dezlegare, căci cinstită este nunta întru toate și patul nespurcat, iar precurvar și precurvar va judeca Dumnezeu. Însă dacă voi doriți cu adevărat mântuirea, atunci lepădați-vă de tot răul, de nedreptate, viclenie, cămătărie, prădarea averilor străine, minciună, cleveteală, invidie, iubire de câștig și lipsa de omenie, iubiți toată dreptatea, iubirea de oameni, bunătatea și sfințenia. Aceasta înseamnă să fiți mulțumiți de soțiile voastre și să nu doriți altele, căci desfrânații și adulterii care păcătuiesc cu alte femei sunt osândiți în chinul veșnic împreună cu locuitorii din Sodoma și Gomora, unde viermele nu doarme, focul nu se stinge și este plânsul cel mai îngrozitor și scrâșnirea dinților pe veci.